Din cauza cantităților uriașe de zăpadă care au căzut în ultimele zile, mai multe solarii au fost distruse în totalitate, iar altele au înregistrat daune de peste 40%. La Direcția pentru Agricultură a județului Constanța s-au primit înștiințări din partea legumicultorilor din zona Tarii Verde. Aici solariile au fost distruse pe o suprafață de 18.500 de metri pătrați. În zonele Mihail Cogălnicianu și Topra Isar, situația este asemănătoare. Specialiștii spun că momentan culturile de grâu, orz și rapiță nu au fost foarte tare afectate, însă agricultorii se tem că viscolul a lăsat descoperite culturile și ar putea îngheța. La Vița de Vie, deocamdată nu sunt date certe legate de o posibilă calamitate. Probleme ar putea apărea în cazul în care temperatura ar scădea sub minus 20 de grade Celsius, cel puțin 4 zile, transmite Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. ANM anunță în continuare temperaturi scăzute până mâine dimineață.